Ajunge să lovești într-o bucată de metal, să tai un lemn sau ștuh, sau să modelezi ceva din lut, că toate vor cânta. De aceea eu am pornit cu bicicleta la drum să descoper pasionați la fel ca și mine de instrumentele muzicale vechi. Am ajuns în satul Popeasca, raionul Ștefan Vodă. Îl cunoșteam pe Anton Port din alte surse și resurse, dar ceea ce cunoșteam ținea mai departe de instrumente muzicale populare vechi și am venit azi să-i zic bună ziua, Anton Port, vă salut, numai că n-am înțeles de ce și de unde portați numele Port. A fost Port de... Vă lămuresc. Tot lucrul acesta sau de la primul, un fugar din Port, în 1794, când a fost pace de la Iași, atunci un fugar din Port s-a oploșit la Gherasămeni, în satul nostru. Și de atunci suntem Port. Din Odessa, poate din Acherman, poate din undeva. Afară este cam frigut, cam rece. Am intrat, ați spus, odaia să se numește... Se numește Tinda de Suflet. Tinda de Suflet. Și de cum am intrat, am pus ochii pe acest cojoc, care este meșterie de... De Anton Port. Anton Port. Și Anton Port poartă o bondiță care e... O bondiță tot confecționată de mine. Anton Port, descoperim că este și croitor, sau meșter popular de cojoace. Mă simt foarte bine, dar îl voi ruga în continuare să ne citească o... poezie. Da, poezia am multe scrise din mine, sunt reale, sunt tocmai la viața mea, la activitatea mea și deloc n-au legătură cu matematica, care sunt profesor, fost 40 de ani profesor de matematică. Dar cred că așa mi-e harul, așa mi-e firea și dacă cu creierul am absolvit facultatea de fizică și matematică, apoi cu inima tot ceea ce e frumos pe lume. Și așa-mi vine câte un gând să-mi treacă viața cântând, să-mi văd plaiul înflorit și tot neamul fericit. În grădină la izvor, din frunză să cânt cu dor, iar la stâna de pe deal să-i zic doina la caval. Neamului de sărbătoare să-i cânt la hora mare, cu tilinca să pornească ora noastră strămoșească. De-a fi hora pe imaș să cânt din fluieraș. Sârbile noastre cu foc pentru pace și noroc. O mireasă de suspine, eu-i cânta la ocarină. Înfloriți, flori, înfloriți, că de acum nu-mi trebuiți. Cânt ceea ce-mi doresc și nu pot să mă opresc. Muza mă inspiră cu povețe, dacă-s plin de frumusețe. Bă. Da. Așa, ei, o leacă este. Tilinca. Deci avem tilinca cu dop și tilinca fără dop.
Tilinca se folosește mai mult la joc. Și da și doină. Sârbă. Eu sunt ucenicul lui Lubomir Iorga la făcute, la instrumente, la construcție instrumentelor. Iată. Și bucarina asta e frământat lutru din mine. Păsările cânt și iarna. Chirmoșcă, tot la Iorga, cu Iorga am făcut chiroșia, m-am învățat și eu cu lutul, că eu pe urmă ați văzut că lucrez cu lutul de acum în domeniul sculpturii. Iată, de exemplu, un fluieraj de acesta care oamenii și-au pus încălzări prin casă, sub podea și au mai aruncat niște resturi. Eu am luat și iată, am confecționat așa un fluieraj în sol major.
care s-a nimerit în mână o cârjă ruptă de la unul. Și zic, te coași, băi, cârja asta, așa, să fac niște fluierașe, băi, tu, de-amă, nu poți merge. Și ai zis când din fluier și oamenii s-au pune în chepcă acolo, câte un leu. Și a făcut un fluieraș, s-a primit în fa major. Așa un cântec, poate și mai multe de cântat, dar avem și alte fluiere care, într-adevăr, faci să le arătăm și mai ales fluier care mai des cântă în tarafuri, în re major. Doina sacului Popeasca, culeasă din Străbuni. Deci eu când am prins la gustul ăsta de a cânta, asta a fost când s-a desfințat Uniunea Sovietică. Era atunci acordeonul, baianul și gitară. Eu cântam până atunci la gitară, la mandolină. Dar în școală era necesitatea de a avea fluierașul, vioara, naiul, toate lucrurile astea. Și văzându-l odată pe Lubomir Iorga la televizor, cum el cânta la toate instrumentele acolo cât le avea el pe masă și a lui, eu m-am gândit că trebuie să mă duc să-l văd pe Lubomir Iorga, să mă văd și eu. Și așa și fac. Îi spun directorul ăla prin luna aproape din 1 septembrie, luna august, îi spun directorul, și eu mă duc la Chișinău cu alte treburi acolo, la sănătatea, soții spun că mă duc să-i cumpăr haine când n-am la 1 septembrie, nu îi spun că mă duc eu după când și atunci când se strânge roada, cartofi strâng, eu am după când și. Și mă duc și-l găsesc pe Iorga, la vale de gară chiar avea el acolo locul unde lucra el. Special era unde făceau instrumente, un artel, nu știu cum să mi-e spune pe atunci. Și îi spun, domnul Iorga, eu v-am văzut la televizor, s-ar și eu vreau să mă învăț și eu să fac fluiere și să cânt. De-a. Dar câți ani erai, băiete? Zic, am 41 de ani. Păi, tu vreo 5 ani de zile trebuie să înveți a faci instrumente, încă vreo 5 să înveți a cânta de instrumente și numai bine ai să cânti morților. Eu zic, dar cum n-ar fi? Dacă vrei să te învăț, cumpăr un fluier. Dar cât costă un fluier? 25 de rubli. Dar eu primeam 120 de rubli leafa mea.
Și eu am cumpărat un fluier, ia cătăla, de la dâns, 25 de ruble. Vin acasă și spun soției că eu n-am găsit haine ca azi e luni și în toate magazinele sunt închise. Dar am găsit un fluieraș, am cumpărat de 5 ruble un fluieraș. Și ia cătăla, ia să-și acum la mine. Și am, Iorga zis, și dacă vrei să te înveți, apoi trebuie, măi, omule, să înveți după o carte. Dar cartea și ea e scris de mine și încă de unul Jean Vizitivu, dar du-te la chioșc și ala din loc și ala nu știu de tur, mă trimăs și cumpăr o carte. Mă duc și găsesc cartea, ia ca tău, cartea de Jean Vizitivu, unde are Iorga toate instrumentele, toate care el le-a făcut, cât e măsura, mărimea, toate absolut fluierile. Eu fac instrumente după cartea asta și mă duc la Iorga să le vadă. El se uită și zice, dar băi, nu spune nici unul. Dar de ce nu spune? Dar pe eu le-am făcut după cartea asta mai tare. Măi, eu cartea asta am scris-o pentru deștept, băi, nu pentru proști. Și crezi că eu am arătat acolo chiar de tot absolut pe desenul și ala. Eu am schimbat acolo, ești cu mine, dar dacă ești deștept, ai să faci. Du-te, vin eu și încep eu de-am singur cam cum pot să fac eu instrumente. Mă duc, văză și instrumente la dânsul, de-am asta trecut, de acum vreo 4 luni. Am făcut, ne-am făcut aparat de confecționat instrumente și fluiere și câți strung. Și mă duc la dânsul. El se uită, aha, aici stă o leacă mai în sus, al pune deoparte, aici stă o leacă mai în jos, aici stă găuri noi făcut drept, aici noi făcut drept, aici, hai, aici stă limba. Dar vă octiva, astea nu-s bune deloc, băi. Și ea și le taie la circulare, tăte în jumătate. Și le aruncă la gunoi. Eu mă plec să le iau, deci toți să nu-i murdărești câncile și neamul cu țuruieșile tăile. Du-te și te învață afară și pe atunci te-ai învățat a cânta. Dar până și duci și învață. Eu zic, ei, măcar ceva, ceva dați în ceva scânt. A, dacă vrei scânt, cumpăr o placă, iată, cu instrumentele mele și după dânsa, după auzi că eu nu știu nici o notă. Da, eu când am auzit, zic, hai, de nevoie iar cumpăr la dânsul. Și vin, pun placa asta, o învârtesc, nu găsesc, lași să o învârtesc. Am găsit eu acolo, pe atunci când mai era, și am început a cânta după, au la auz, după dânsul. Când mă duc eu și cânt un cântec, dar el zice, păi, așa cântec frumos, dar așa de murdar tu le-ai, nici nu poți să mai spune. N-ai să te înveți tu, degeaba, nu te mai chinui că n-ai să. Eu zic, dar ia ca de-o caval, dă, poate la caval mă învăța mai întâi, de el zice, caval? Dacă vrei să te înveți la caval, cumpăr un caval. Eu, cât costă un caval? 80 de ruble. Din nevoie cumpăr ăla. Am cumpărat de atunci la caval. Vin, mă mușesc la cavalul ăsta, când peste câțiva ani eu m-am dat cavalul ăsta nu acordează. Eu singur l-am acordat. Și încep a fac și eu cavale. Ia că atâlis, cavalele mele care eu le-am făcut și când de acum la cavalele mele făcute. Mă duc la Iorga și cânt eu la fluierile mele, la cavalele mele și el zice, eee, taci băi că prindă mămăliga la coajă băi, dar cum să găsesc eu notele la caval? El, eu ți-am spus odată, băi, eu nu știu nici o notă, băi, cum mieluțul găsește țâța la oaie, așa îți găsești tu notele la caval dacă vrei să înveți. Deci, dar știi și mai bine, tu te măi și te învață unul care îl cheamă Leonid Moșanu, în orchestra lui Petre Neamțu, și așa l-a să te înveță de tăt, că eu nu te mai pot învăța, gata, tu de-am știi ca și mine. Eu și răzut și mă uitați, măi, dar eu când l-am auzit prima dată când cânta, credem că e Dumnezeu, dar și eu am ajuns o leacă de Dumnezeu. Mă duc la Lubomir, la Leonid Moșanu, așa l-am ascultat, zic, măi, știi și, uite tăt și te-a învățat Iorga, și hai să începem la început. Cum adică? M-am dus la dânsul la trandă Sprâncenoaia, acolo la val de televiziune. Dar cum? Ia ca te începe a învăța tu cu tu cu tu 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 și așa mai departe și așa mai departe. Mi-o dat și așa la ea a cumpărat la dânsul toate câncile. Toate 29 de cânci am gătat. Mă duc la dumnealui
și e de acum mai începe a cânta. De el se uită. Ei, băi, dar tu ești Leonid Moșanu, psoloaca voastră. Zici, ai scânt stare bine, dar du-te o lițică și mai cizelează, mai descânt și mai tu suflet, mai încolo, încolo și nu așa de din topor le face. Vin și eu și cânt. Și iată, eu acum să vă cânt acele cântece care le cânta Leonid Moșanu și m-a învățat pe mine. Avem tot instrument care se... harapnicul. Iată, se leagă acolo ceva mai fos și el pocnește, pocnitor, harapnic. Este tot e ca instrument, socoate, buhaiul. E ca un instrument, mă rog, ca mai mult de decor și atribut la urătură, când se duci cu buhaiul. Atunci de anul nou, când trebuie să ducă cu plugușorul, la plugușor. Ei, totodată vrem și alt fel de obiceiuri, unii folosesc instrumentele. Și eu aici vreau să vă arăt tobile. Iată, eu am confecționat tobe, mai de diferit feluri. Și am să vă arăt obicei la noi capra. Bună seara, fețe mari! Primiți capra, gospodar! Primim, primim! Primim! Bună seara, să trăiți la lumea jătești, pe capră să i-o primiți și urarea s-a urmit. Asta, da, te uiți, da, că nu mai lăhați mai da. Asta, da, te uiți, da, asta te va bucura. Păi, e ce de triste, e capri, capra, fost propriți. Multă vreme am tot îmblat, prin acest veac am tulburat. Multe lucruri s-au schimbat, dar de strămoși noi n-am uitat. Și tradiția am păstrat să avem capră la urat. Cu tot ce am moștenit la inima dumneavoastră am poposit. Noroc în toate vă dorim, vorbe bune să auzim. Pacea în țară să o păzim, neamul să ne proslăvim. Pentru sănătatea gazdei peste dealuri, peste văi, nu mai zbun de zurgălei. Capra noastră e exemplară, de 3 ori s-a vaccinat, mereu masca a purtat, de COVID n-a bolit, la corp s-a rotunjit, laptele a adăugit și coada de ușchioapă-i s-a lungit. Ei, da o leacă, ei, șotioasă, zbânțuită și haioasă, că ajunge și pe casă. Capra asta-i din Bujac, moldovenilor pe plac. Capra noastră e lăudată și vestit în lumea toată pentru neamul moldovean, ca miorița din balade, capra asta e folclor, e folclor pătimitor. Neamului în glas o spun, ca în sara de ajun, la ferestre v-așezați,
și cu dor s-o așteptat și cu drag s-o ascultat. Țăp ușor în zdravan, cu el venim și la altan, și de-o fi să venim sănătoși să vă găsim, cu de toate pe masă, voie bună, caldă în casă, din Europa să avem lumină, gaze multe și benzină, iar soarele și ploile să ne împle ambarele. Mai rămâi gază sănătoasă, noi plecăm la altă casă. Am privatizat ploaia, soarele și vântul. Și mai frământ lutul, gândul și cuvântul. Cu avânt și în toate și îndrăzneț, am ajuns scriitor, umorist și cântăreț. Dar să știi tu, măi Antoane, n-ai să ajungi pus la icoane. Trăiește-ți liber viața ta, iar lumea asta cum a vrea. Și în toate cele făurești, neamul să ți-l proslăvești. Că de aia în mână un dar, folosește-l cu mult har.